Agenții comerciali care nu și-au modificat aparatele de marcat fiscale până astăzi vor fi sancționați de garda financiară. Ei riscă amenzi de până la 10.000 de lei sau suspendarea activității pentru o perioadă de până la 3 luni. Începând de astăzi, se vor aplica sancțiuni în cadrul acțiunilor de control pe care Garda Financiară le va efectua la agenții economici. Amenzile contravenționale sunt cuprinse între 8.000 și 10.000 de lei pentru nedotare, neemiterea bonului fiscal sau neconsemnarea în registrul special. De asemenea, activitatea agentului economic poate fi suspendată pe o perioadă de până la 3 luni, a precizat Emil Ilea, comisarul șef al Gărzii Financiare Cluj. Până la data de 1 iulie, agenții economici au avut obligația să își modifice softul aparatului fiscal prin intermediul unității de servicii în concordanță cu ordonanța numărul 58 privind modificarea cotei TVA de la 19 la 24%. Cu toate acestea, dacă agentul economic depune o cerere către servici, poate să funcționeze pe baza unui registru special unde va consemna vânzările sau prestările de servicii către clienți, iar servicul are obligația ca în termen de 72 de ore să opereze modificările, conform spuselor lui Emil Ilea.